Da. Am urcat dealul ăsta de la Ghindoane, e ceva. Uite, de aici vezi foarte mult. Destul de departe de șosea. Acum văd undeva în stânga, unde urca acolo spre Cărcăvani. Da. Ia să vedem. Unde merge, unde-i porneva, dacă acolo. Astea sunt cam ultimele case din Bolțătești sau din Ghindoane, nu dau seama. Altă livadă. Ah, și totuși se aude aproape șoseaua. Ia să filmăm noi, să vedem dacă... Nu se va totuși mașina. Ba da, uite pe acolo. Un pic așa trec. Da, o să urc aici să vedem. În partea asta unde se vede. Ia să mișurăm. Era zoom. Opa, și sus. Ia uite cum vine drumul ăsta. De piatră, tot mai de jos. L-am urcat cam 3 sferturi, l-am urcat pe bicicletă. Mai pe acolo, pe unde era mai abrupt, mai da și un pushbike. N-ai cum. Hai, soare, hai, ieși, ieși, că... Hai, că ai putere. A, sunt foarte aproape de antene, acum mai am un pic. Deci spre Cărcăvani acolo. Ia să identificăm unde e șoseaua. Curbele pe acolo, pe undeva. Ce uite că e Burla, cartierul ăla din Bolțătești, acolo, uite, biserica și cu fumul ăla. Aha, se vede chiar și o zană și mai jos topulița, care stă, dar e obturat un pic. De un pom. Aha, uite ce interesant. Și uite, e mare și dealul ăsta de aici, de la, dintre Ghindoane și Bolțătești. Am fost acolo pe dealul ăla. Nu știu dacă așa acum un an, dar acum 11 ani sigur am fost. Mi-aduc aminte că era o livadă de peri pe acolo, pe undeva. Chiar în fața sanatorului. Și uite aici ce vale, cum vine. Hai, mă. Păi de-ala ce? De-ala am urcat eu aici. Normal că vine vale. Se vede cetatea Neamțul și de aici, perfect. Oh, oh, oh. Uite, aia e strada, înseamnă. Bujorului, da. Care accesează din DN15. Aici, și cum o coboară, cumva. Cred că da, aia e sigur. Bujorului. Stai că n-am fost mai sus, o să mă uit să văd și în partea asta Ghindoane, Topolița, celelalte. Ce frumos se văd pe direcția așa. Ghindoane, Bolțătești, Valea Rin, Valea Seac, toate așa. Ce-ar pune în... ăla idealul de la... Ia să le numărăm 1. Unde e releul de la cimitir în stânga. Deci ăla e 1, 2, 3. Ah, și Văratecul, da. Se vede și Văratecul. Și incredibil până acolo. Dacă uite dealul ăla de la Valea Rin, împădurit. Și până Valea Seacă. Strada Vadului care merge până în pădure. Ce mișto. Și acolo în dreapta, unde pașește acolo mai în dreapta, așa e Filioara. Aici ce frumusețe. Dacă ăla cred că e în Poiana acolo. Dacă e deja dincolo de vale.